Cariera îi poate fi împărțită în patru, precum inima: pedagog, dirijor, compozitor, manager. A absolvit conservatorul, dar în același timp a făcut și facultatea de teologie, pentru că, spune invitatul meu din această seară, muzica și credința se contopesc perfect. A condus Filarmonica Paul Constantinescu vreme de 17 ani și a făcut-o cu succes. Doamnelor, domnilor, în seara aceasta, la profesia ca un destin, profesorul Corneliu Irimia, omul care a avut și va avea mereu în viață un singur principiu: muncă, sacrificiu, pasiune. Domnule profesor, aveți doar 5 anișori în momentul în care ați realizat că vă place muzica și că vreți să o transformați în marea pasiune a vieții dumneavoastră, și foarte interesant că ați început cu un acordeon. Da, este foarte adevărat, mi-aduc aminte cu plăcere. Eram în casa bunicilor mei, în comuna Cioran, de fapt, unde sunt născut, și în acel moment bunicul a primit o vizită a unor oameni de cultură, printre care și compozitorul Gheorghe Vazavan, și la un moment dat el a constatat că eu sunt atras de muzică. Un aparat de radio care era în perete cânta muzică populară, stăteam pe un scăunel. Am luat scăunelul și am început să mimez cântatul la acordeon. Compozitorul Bazavan m-a chemat, a făcut un test și a constatat că aș avea ureche muzicală. Bineînțeles că bunicul s-a bucurat foarte mult și mi-a cumpărat un acordeon. Și în câteva săptămâni am reușit să învăț câteva melodii de muzică populară, pentru că, de fapt, muzica populară m-a atras de la început. S-a cântat mult în familia dumneavoastră? Da, sigur că da, s-a cântat, pentru că în familia mea este o familie de preoți. Sunt 5 generații de preoți în familia mea și acești preoți aveau și glas. Chiar glas foarte frumos, atât bunicul cât și tatăl meu, pentru că pe dânsii i-am auzit cântând, pe ceilalți nu. Și se pare că s-a transmis și la mine și mai departe la băiatul meu. Cum a fost copilăria dumneavoastră? Este adevărat ce se spune că muzica este transmisă sau ajunge mult mai repede la suflet dacă o trăiești acolo, pe plaiurile unde te-ai născut și mai ales în mediul rural? Da, este adevărat, dar lucrul acesta depinde și de mediul în care chiar stai și de fapt muzica care se ascultă, de cei care te înconjoară, de discuțiile pe care le ai și de cât ești de atras de lucrul acesta. Se pare că la mine așa a fost. Am trăit într-un mediu foarte, foarte frumos. Omul de la Sară, un om foarte simplu, dar plin de eleganță în tot ceea ce făcea, plin de respect. Și comuna aceasta a beneficiat și de tineri care știau să danseze frumos, știau să cânte frumos. Participam în calitate de spectator la ora satului, mă duceam și îmi făcea plăcere să ascult muzica care era interpretată de un acordeon și de o tobă de pionieri, așa era pe vremea aceea, și bineînțeles dansul popular, care era cu totul extraordinar, pe nimeni nu învăța, fiecare fura de la fiecare și era extraordinar de frumos. Deci am trăit într-un mediu plin de cultură tradițională, ca să spun așa. Ați fost un copil cu minte, un copil ascultător sau mai făceați și năzbâtii? Ca orice copil, cred că am făcut și năzbâtii, dar am fost în general un copil ascultător, pentru că, de fapt, la 10 ani eu am plecat din comuna Cioran, pentru că părinții mei m-au dat la școală, la Ploiești, pentru că la oraș, pentru că la Ploiești se învăța, la oraș se învăța, la țară, așa era concepția. Dar am fost un copil ascultător. De la 9 ani, 10 ani să stai singur la gazdă sau la internat, înseamnă că să respecti niște reguli. Spuneați că la 10 ani ați ajuns la oraș. Ați luat și muzica cu dumneavoastră? Da, am luat și muzica cu mine și am avut marea șansă să stau la o familie, o familie extraordinară care și-a pus amprenta pe educația mea. Acea familie avea un băiat care era mai mare ca mine cu 2 ani, care făcea pian. Eu am beneficiat de lucrul acesta și
în clasa a patra m-am înscris la Școala Populară de Artă, la secția de acordeon și pian și, bineînțeles, împreună cu el, era așa un mic, de, să zicem, concurs, care studiază mai mult, cine este mai mult în lume, și mi-am luat, cum se cheamă, acordeonul cu mine, dar în același timp am trecut și la pian. Ați trecut și la pian și nu v-ați oprit doar la pian? Nu, pentru că ajungând la conservator, trebuia să facem și un al doilea instrument și al doilea instrument pentru mine a fost clarinetul și după ce am terminat facultatea, a trebuit să predau la un moment dat și un alt instrument care se numește chitară și am predat chitară clasică la Școala Populară de Artă și un an la Liceul de Artă. Cum a fost viața pe scenă, viața dumneavoastră, în aplauzele spectatorilor? Am avut marea șansă să trăiesc acest moment al emoției, pentru că lucrul acesta vine din interior. Dar nu mi-a fost teamă să ies în scenă, pentru că am iubit tare mult tot ceea ce înseamnă muzică și încă din anii de studenție m-am axat pe dirijat coral. Și în anul 1971 deja participam la concursuri școlare, orășenești, județene, naționale, în calitate de dirijor al unor formații și, spre marea mea bucurie, am primit chiar premii importante, iar după terminarea facultății, devenirea mea profesională s-a datorat dirijatului, pentru că în anul 1976, după 3 ani petrecuți la Izvoarele și în Comuna Izvoarele predam, iar în Comuna Muneciu aveam un cor, am venit la Ploiești, profesor la Colegiul Caragiale, și am preluat corul Sindicatului Învățământ al județului Prahova. Ce vă caracterizează cel mai mult acum când trageți linie și vă uitați în urmă? Ce puteți spune despre omul Corneliu Irimia, că a fost dirijor, compozitor, profesor, manager sau toate la un loc, așa ca într-o mare inimă, să spun? Da, aveți dreptate. Eu am considerat, așa, după puterile mele, că mi-am lăsat oarecum amprenta în tot ceea ce înseamnă acest sistem educațional muzical și câte fiecare din câte ceva. Așa cum am spus, am împărțit activitatea mea, așa cum este împărțită inima, în 4 părți, da? Ai amintit, profesor, profesional, deci administrativ-cultural, compozitor, deci artist, și lucrul celălalt care este mai important, comunicarea, relația cu tot ceea ce înseamnă viitorul artist. Foarte important și un lucru pe care nu știu câți oameni îl cunosc despre dumneavoastră, este faptul că pe lângă conservator, dumneavoastră ați absolvit imediat după Revoluție și Facultatea de Teologie. Da. De ce? De ce ați luat această hotărâre? Sunt lucruri importante care se petrec în viața unui om, trăind într-un anumit mediu, deci născându-mă într-un mediu religios, făcând parte, așa cum dintr-o am spus, dintr-o familie de preoți, logic ar fi trebuit să fiu foarte aproape de acest fenomen. Tatăl meu și bunicul meu au constatat că nu prea sunt aproape de acest fenomen și m-au lăsat să aleg ceea ce doresc eu. Și eu am ales muzica, dar iată că, se spune, acea chemare târzie, da? Pe undeva s-a transmis și am simțit nevoia să mă informez asupra foarte multor lucruri pe care să le aplic în relația mea cu oamenii. Cum s-a îmbinat și cum se îmbină muzica cu credința? Te duce muzica mai aproape de Dumnezeu? Asta este, de fapt, misiunea, da, muzicii? Da, s-au dat diferite definiții muzicii și sunt atât de multe încât poți să argumentezi fiecare definiție, dar eu m-am oprit la una care cred că este chiar cea care demonstrează apropierea omului de Dumnezeu. Acea definiție sună așa: muzica este glasul și cuvântul lui Dumnezeu dat oamenilor în înțelegerea fenomenelor. Și dacă luăm din punct de vedere al realității,
glasul nu este decât o vibrație, sunetul este o vibrație. Deci, vibrația este cea care te face să simți, să spui, să vorbești, să cânți. La început a fost cuvântul și cuvântul sunt eu, deci Dumnezeu. Deci aceste două lucruri sunt cele care ne demonstrează că muzica este chiar glasul și cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că suntem la profesia ca un destin, se poate spune că muzica a fost și rămâne destinul vieții dumneavoastră? Da. În viața mea a existat o cumpănă, să spunem, sau dacă vrei, un lucru care mi-a demonstrat că trebuie să rămân alături de muzică. Eu am cochetat și cu teatru. Mi-am dorit să devin actor. Da. Dar printr-o întâmplare mai puțin fericită, cel cu care lucram în acea perioadă, marele actor Toma Caragiu, care era și directorul Teatrului Municipal, a plecat la București și, bineînțeles, era greu să faci naveta Ploiești-București în acea perioadă, având cunoștințele necesare pentru a aborda acel examen pentru conservator, am dat la conservator și am reușit să intru. Am simțit că mă pot exprima prin intermediul muzicii. Și din acest motiv cred că aș face același lucru. Aș abandona ideea de actor, dar pot să interpretez, spun, sau să creez anumite roluri care sunt necesare în exprimarea muzicală. Și ca un singur exemplu, am susținut foarte, foarte multe concerte lecție în care sute de copii nu mișcau atunci când explicam despre ce este vorba. Chiar am susținut și un concert împreună cu marele dirijor Mișa Caț. Am fost povestitorul lucrării muzicale Petrică și Lupu. Da, considerați că un om trebuie să se identifice doar cu ceva anume sau poate îmbina cu succes, cum a fost și în cazul dumneavoastră, muzica, cu actoria, cu teologia? Sau e bine să ai o anumită identitate și să te focusezi pe ceva anume pentru ca acel ceva să-ți iasă așa cum trebuie? Undeva să spunem că suntem la calea de mijloc, dar toate aceste trei, arta teatrală, arta muzicală, teologia, se îmbină. Au lucruri cum era un trunchi comun, pentru că una fără alta nu poate exista. Sunt momente în care trebuie să te exprimi, trebuie să susții, să argumentezi, dar sunt lucrurile care vin din interior. Sunt lucruri care vin prin foarte multă cunoaștere și chiar foarte multă dăruire. Ați condus vremea de 17 ani Filarmonica Paul Constantinescu de aici, din Ploiești. Cum au fost pentru dumneavoastră acești ani? Au fost ani de împlinire profesională, dar sincer să fiu, pentru început, când mi s-a iubit prilejul să particip la concursul pentru ocuparea postului de director, veneam dintr-un mediu administrativ, pe vremea aceea eram consilier cu probleme de cultură și culte al prefectului Hanganu, și pentru mine a fost o provocare. Chiar mi-am dorit să fie ultima provocare din... Da. Și cred că sunteți cel mai longev, sau unul dintre cei mai longevi directori de... Sunt, chiar cred că sunt primul, și domnul Manolache, cred că 16 ani și a fost director. Și să revenim, pentru mine cu adevărat a fost o provocare, dar mi-am dorit să readuc calitatea Filarmonicii la ceea ce a fost Filarmonica pe vremurile sau pe vremea maestrului Baciu, marele dirijor, mare compozitor, om de muzică, ceva care era extraordinar de plăcut pentru publicul ploieștean. Ne aflăm acum chiar în sala Filarmonicii. Nu este concert, e doar un dialog între dumneavoastră și mine, dar răsună muzica acum? Vedeți, fiecare colțișor din această instituție are partea lui de instrument. Nu se poate să intre într-o instituție de cultură muzicală fără să nu auzi muzica. Este impregnat totul în fiecare părtișică a zidului. Filarmonica este casa muzicii
prahovene, Casa Muzicii Ploieștene, Filarmonica Ploieșteană. Și revenind, am avut marea bucurie ca într-un consiliu de administrație de acum 17 ani, după ce am propus, pentru că din respect față de maestru Baciu, mi-am dorit ca această sală să se numească Ion Baciu și toată lumea a fost de acord, pentru că acest mare om de muzică merita să aibă, să rămână veșnic viu în amintirea meromanilor ploieșteni. Deci această sală se numește Sala de Concerte Ion Baciu a Filarmonicii Paul Constantinescu, un alt mare compozitor român. Care este, domnule Irimia, cea mai mare satisfacție pe care o are un om ca dumneavoastră în momentul în care urcă pe scenă, în momentul în care vede că are în față o sală plină, oameni avizi după ce înseamnă muzica de calitate? Care este, revin, cea mai mare satisfacție pe care o are, pe care ați avut-o dumneavoastră? Cred că pentru orice artist, cea mai mare satisfacție sunt aplauzele. Sunt recunoașterea muncii care o faci, pentru că a te dărui este un lucru foarte important. Până să ajungi la ceea ce înseamnă finalizarea unei lucrări, este atât de multă muncă, multă muncă. În sală nu se percepe decât finalizarea, dar bucătăria este în scenă. Ore, zile, săptămâni, luni întregi de muncă, pentru ca publicul să fie mulțumit sau să rămână plăcut, impresionat, pentru că muzica fără cuvinte îți dă posibilitatea să trăiești singur momentul, să-ți creezi singur povestea, pentru că fiecare lucrare este o poveste, este o trăire personală a celui care a scris-o. Muzica clasică poate fi îmbinată cu folclorul românesc și știți că nu vă întreb întâmplător asta. De fapt, folclorul a fost o sursă de inspirație continuă pentru compozitorii profesioniști. Da? Cel mai edificator lucru este această lucrare sau lucrarea lui George Enescu, Rapsodia, care este chintesența muzicii populare. Deci tot ceea ce a fost mai bun, tot ce a fost mai plăcut urechii a fost atât de bine prelucrat de compozitorul George Enescu, încât nu poți să-ți dai seama dacă este muzică populară sau dacă este o creație. Dar simți pironul acestei muzici, simți că vine din sufletul românesc, simți specificitatea muzicii românești. De-a lungul anilor, ați dus muzica de aici, de la Filarmonică și acasă? Da, păi e numai simplu motiv că plecam de aici, dintr-o sală de concert, mă duceam acasă și tot ceea ce nu se putea realiza în ziua respectivă trebuia gândit pentru următoarea zi și în general ca să putem să prezentăm la un nivel deosebit tot ceea ce se întâmpla din punct. Și soția dumneavoastră ce spune? Am avut marea șansă ca soția mea să fie profesor de muzică, deci vorbim aceeași limbă. Soția mea a fost și este un sfătuitor deosebit și un critic deosebit. Ea a fost cea care, întotdeauna, în discuțiile pe care le aveam, susținea și eu am ținut în cont întotdeauna de părerile dânsei. Am stat de vorbă cu foarte mulți oameni cu diferite profesii care îmi spuneau că în momentul în care pleacă de la serviciu și ajung acasă, uită de ceea ce s-a întâmplat acolo, nu își încarcă familia cu problemele de peste zi. Cred că dumneavoastră sunteți unul dintre cele mai fericite cazuri și asta pentru că ați avut o profesie absolut minunată, pe care niciodată nu a trebuit să o ascundeți sau să faceți anumite compromisuri de dragul familiei. Din contră, ați dus muzica de aici, în casa dumneavoastră și invers, poate. Da, este adevărat, am dus-o și chiar putem face așa, continuând ceea ce ai spus. Din casa mea au apărut artiști, pentru că băiatul meu este solist al operei din Brașov și... Deci muzica pe care am dus-o acasă sau din casă este dusă și mai departe. V-ar fi părut rău să nu vă calce pe urme băiatul dumneavoastră?
Eu duc, începeam să nu încarce pe urme, dar știu eu, atâta timp cât el mi-a călcat pe urme, sau ne-a călcat pe urme, pentru așa cum a spus și soția mea, tot muzician, este normal să ne bucurăm. Dar fata este absolventă de drept. Deci n-a avut nicio treabă cu... Ba nu, a avut treabă, dar a avut o persoană care a spus nu faci muzică și el a fost tatăl ei. De ce? Poate că a fost o greșeală, dar mi-am dorit... De ce pe băiat l-ați încurajat? Sau fata a fost mai mare, băiatul mai logic, al doilea copil. Am avut o reținere vis-a-vis de unele lucruri care le vedeam eu în tot ceea ce înseamnă desfășurarea activității. Fata mea are o voce foarte frumoasă, este o altistă, lumea știe ce înseamnă voce de altă, o altistă foarte bună, dar este autodidact, cântă la pian, își îndrumă copiii pentru că unul din nepoți cântă la clarinet, celălalt cântă la... Deci o familie de muzicieni până la cea mai mică. Celălalt cântă la pian, nepoțica cântă la vioară, iar Cirmica, care are numai 5 ani, cântă vocal, dar cântă foarte bine. V-a reproșat vreodată fiica dumneavoastră că nu ați lăsat-o să urmeze această cale? Da. Într-o discuție, da. Și ce i-ați răspuns? Să mă ierte. Atât. Și v-a iertat? Nu știu dacă m-a iertat total, dar așa a ales o profesie pe care o iubește tare mult și chiar s-a realizat în profesia respectivă. Am uitat să spun că ea, de fapt, este mai întâi absolvent de liceu pedagogic, este învățător, după care este absolvent al Universității de Drept din București. Domnule profesor, cum este să trăiești într-o casă și într-o familie în care în permanență răsună muzica? Pentru mine e o normalitate. Pentru mine e o bucurie, pentru că atunci când nu aud muzică, parcă este ceva care îmi lipsește. La un moment dat, chiar dacă citesc o poezie, dacă citesc Eminescu, trebuie de exemplu, aud muzica poeziei, dar în același timp, dacă citesc altceva, bineînțeles că am muzica care corespunde epocii de creație. Să înțeleg că există muzică, sau poate exista muzică în tot ceea ce facem? Da, de fapt este muzică, tot ceea ce ne înconjoară sunt acele unde sonore pozitive. Dar noi nu le percepem total, nu le percepem total, pentru că suntem angrenați, ancorați, ne interesează alte lucruri. Frumosul este exprimat prin diferite segmente ale artei, drept pentru care muzica face parte din frumos. Ați plâns pe muzică? Ați râs pe muzică? Toate sentimentele au fost exprimate prin intermediul muzicii. Și dar să știți că nu faci niciun efort ca să plângi sau să râci. Totul vine din interior. Aveți un regret? Singurul regret care a fost că n-am putut să fac teatru. Dar asta a fost la început. Acum nu mai regret. Acum ce faceți? Cum e viața profesorului, dirijorului, compozitorului, fostului manager timp de 17 ani al unei instituții precum Filarmonica? Știu că vă place, dau așa puțin din casă acum, să lucrați pământul. Da. Ba chiar când v-am sunat, îmi spuneați că, zilele trecute, îmi spuneați că plantați niște usturoi. Da, este adevărat. Trăind în mediul acela, Mi-a plăcut, deci fac un pic, revin așa, tatăl meu, chiar dacă a fost preot, a fost un om care a muncit foarte, foarte, foarte mult și eu, fiind singurul copil, eram băiat în curte, fată în casă. Deci făceam absolut toate treburile de afară, da? De la săpat, privit și așa mai departe, și mergeam și în casă și ajutam pe mama. Deci mi-a făcut plăcere și îmi face plăcere, nu știu cum, dar când primăvara totul înverzește, te duci și pui mâna așa, iei pământul în mână, parcă are un miros special care te învie la tot ceea ce înseamnă viață, să trăiești, să lași tot deoparte și să crezi că vor veni numai vremuri extraordinar de frumoase. Mai există vreun lucru pe care doriți cu ardoare să-l faceți? Din acest moment încolo?
să fie util. Sau credeți că ați realizat cam tot ce v-ați propus? Nu știu, e greu să spui că a realizat. De fapt, sunt foarte mulțumit de ce am realizat. Să fiți util, spuneți. Da, atât îmi doresc să fiu util și cât voi mai putea să-mi demonstrez utilitatea, cred că va fi bine, nu numai pentru mine, pentru că, logic, dacă stai aici și aștepți, nu vei face nimic. Poate și pentru ceilalți cu care eu lucrez, pentru că sunt foarte mulți care astăzi sunt artiști în diferite segmente muzicale și au fost elevii mei. Să fiți util familiei, să fiți util elevilor, să fiți util scenei? Da, pentru că dacă sunt util elevilor, sunt convins că sunt util și scenei, pentru că ei vor merge în scenă și vor susține ceea ce le place cel mai mult. Da? Sau poate în scenă vor cânta și ceea ce scriu eu. Deci există o continuitate. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care ni l-ați acordat, pentru lucrurile minunate pe care le-ați împărtășit cu noi în această seară. Chiar a fost o reală plăcere să vă ascult și, ce să vă spun, spor în tot ceea ce vă propuneți pe mai departe. Vă mulțumesc foarte mult și să dea Dumnezeu să avem sănătate, pentru că poate cu ea vom reuși să facem lucruri deosebite. Și să nu ne lipsească niciodată muzica din case și din suflete. Cu adevărat, este un lucru foarte important. Cine iubește muzica se iubește pe sine foarte mult și demonstrează lucrul acesta. Încă o dată vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, vă mulțumesc că ne-ați fost alături. Ne revedem sâmbăta viitoare aici, la Profesia ca un destin, bineînțeles, cu un alt personaj de poveste.